cu vioasa Parascheva aici de la Iași, care singură, cum să zice, o lucrat în așa fel ca să o pictez în biserică la noi. Când am ajuns cu pictura, trebuia univa când dreapta, când altele de obicei se fac în engolpioane mai sus, pe așa mai rar să fac, doar dacă e hram unei sfinte sau așa. Și eu în dreapta mea, unde am scaunul, am pictat un picioare pe Sfânta Ecaterina ca mireasă, chiar a fost mireasa lui Hristos. Și am un pictorul mi-a spus, aici am pus mucenice, pentru că în stânga pun cuvioșe, spunem o cuvioasă pe care să o pictez în stânga să fie la fel, pe stil, pe cum am pus Sfânta Ecaterina, acolo. Tot mă gândeam eu la diferite, să pun, zic, las mă să mă mai gândesc. Și la un moment dat era chiar raul uh, hramul Parascheva, și noi am făcut la chilia, eram la chilia cealaltă, la Sfântul Artemic, aici construiam, deci la chilia asta, intrarea în biserică, la timpul cealaltă, și încă nu locuiam aici. Și era chiar ziua cu Viații Parascheva. Și am făcut noi privegherii noaptea aceea la chilia noastră. Și chiar după vreo oră și ceva, după privegherii, în timpul privegherii, o sunat telefonul care l-aveam fix la chilie aceea și mă cheamă un părinte și insiste cineva la telefon, zice, vrea numai decât să vorbească. Și am mișit eu un pic și am răspuns. Deci era cineva care mă cunoștea, de atunci aveam o problemă. Trebuia să apropia Sfințirea și în afară de, cum zice, că lucram cu pictura cu astea, aveam nevoie de Sfinte Vase, care îmi doream de argint să fie, și candele în biserică. Dar eu aveam datorii destul de mari, deci nu aveam niciun leu și mă rugam cumva la Maica Domnului să mă ajute să rezolv problema asta. Și atunci mă sună cineva și zice, Părinte, mai ai datorii? Zic, ca de, în creșterii, ca de obicei, Zic. Și atunci zice, o să-ți trimit un plic. Și o găsești cineva, chiar un frate de-a meu, venea cu autobuzul la timpul ăla, să venea în Grecia cu autobuzul, el era în București, l-a la autobuz și i-a dat un plic. Era... 5.000 de euro, de dolari, ce era în plic cu ceala. M-am dus, am căutat la Atena toate fabricuțele, până am găsit una care să încadreze exact în banii aceia, să-mi facă ce trebuia pentru biserică. Și să încadreze și în timpul care trebuia. Deci, cu Vioasa Parascheva, în timpul privegherii care eu făceam la ziua ei, mi-au făcut darul ăsta și eu așa spuneam. S-au băgat cu Vioasa în seamă și ea acolo la noi, fără să-i cer eu lucrul ăsta ca să contribuie și ea cu ceva la biserica noastră. Și în momentul cealaltă, în afară că eu când ajunsesem în țară cu două săptămâni înainte de ceea ce vă spun aici, am întâlnit un părinte la mitropolie și mă întreabă, părinte, vrei să-ți dau un veșmânt a care au fost cu vioasa îmbrăcat acolo, zic, da, mă mai întreb, și mi a dat veșmântul. Când ajung în Atos, mă sună cineva, o femeie, părinte, Vreți să vă trimit o penuță cu cuvioasă? Că noi am făcut alte noi și neodată de la Cuvioasa, că zice, eu vreau să o dăruiesc la nu știu cine, dar copilul meu zice, nu, mamă, vreau să o trimitem la părinții Pimen în Atos. Zic, da, mă întreb și mi-a trimis și aia. Și când am văzut toate de cu vioasa, ne a trimis lucrurile astea. Ne-a cumpărat la biserică toate astea, îi spun la pictor, că ajunsese și mă întreba pe cine, cu vioasa Parascheva, zic. Și-a pictat și-a ieșit zâmbind cu vioasa acolo în picioare un zâmbi de la fin, așa. Adică se vede că se bucura că am pus acolo.